Bun găsit, dragi prieteni, bun găsit la o nouă emisiune de astrologie. E drept, mai cu ploaie, mai cu frig, mai cu... Dar parcă e mai bine așa acum că s-a răcurit. Poate și pentru că mâine avem prima eclipsă a toamnei. Se va produce la 20 de grade și 10 minute în Fecioară. Este o eclipsă care face parte din ciclul Saros cu numărul 125, ciclu care a debutat pe 4 februarie 1060. Și se va încheia pe 9 aprilie 2358. Ea poate aduce, atenție, secetă, inundații, cutremure, dezastre miniere, pagube agricole prin deficit de cereale la alimentele de bază, de asemenea și creșterea abruptă a prețurilor în regiunile afectate. Pentru România, eclipsa are loc pe axa 1-7, dar de asta dată cu soarele și cu luna în casa a șaptea, casa diplomaților, ca să zic așa, diplomației, se fac și se desfac alianțe, aflăm foarte multe lucruri neplăcute pentru noi, dar în comparație cu ultimele luni în care am asistat la tot soiul de contre, lucrurile vor ajunge, partidele vor ajunge la un numitor comun. Guvernul va acționa de comun acord cu ceea ce se decide acolo. Ba mai mult, atenție, s-ar putea să nască o controversă pe tema condiției femeii în societatea românească. Fiind vorba despre soare, vorbim de identitate națională, sentiment care va fi provocat mai mereu de tendințele extremiste ale altora, și luna, care reprezintă poporul, masele, oamenii obișnuiți și populația în ansamblu, precum și întregul concept de democrație, cam pe aici se vor confrunta forțele. Conjuncția Soare-Lună face parte dintr-un trigon minor, configurație care are o putere de concretizare mult mai rapidă ca trigonul regal. Focarul aspectului este luna din tema natală a României. Este posibil să se promulge o serie de legi care să protejeze femeile, bătrânii, mamele cu copii, indemnizațiile pentru copii, am văzut că au crescut, aspecte care țin de tot ceea ce îmbracă aria familiei. În acest aspect este implicată conjuncția Pluto-Marte, aflată în casa 11, unde găsim activitatea nu doar a Parlamentului, ci și a Ministerului de Finanțe, a Ministerului de Justiție, a Consiliului Județean, Consiliilor județene, vom întâlni aspecte ale muncii parlamentarilor care intră în conflict cu interesele oamenilor. Vezi votarea, așa ziselor, pensiilor nesimțite. Bine, măcar că se vor mări salariile în sănătate și vor urma profesorii. Îmi doresc atitudinea României vis-a-vis de imigranți să continue să fie tranșantă și respectată de către Uniunea Europeană, care mai nou procedează în toată splendoarea despotismului luminat. Se pare că pentru ei omul nu contează, ci numărul. Sper ca premierul și președintele să se țină tare în această problemă. Un alt eveniment care va avea loc de asta dată joi, pe 17 septembrie, va fi intrarea lui Mercur în retrogradare până pe 2 octombrie. Ei bine, cu Mercur retrograd, cine poate fi vizat alta decât comunicarea, relațiile dintre noi, stările contractuale, negocierile pentru contracte, discuțiile unor contracte, una să se spună, alta să se întâmple. Deci, pe cât posibil, va fi bine să evităm semnarea unor contracte majore, să nu acceptăm nicio funcție, sub nicio formă, nicio avansare, să stăm cu minți la locul nostru, că de obicei când Mercur revine în mers normal, lucrurile iau o altă turnură și am putea pierde poziția. Să nu se căsătorească nimeni, dacă este posibil, pentru că mariajele de regulă încheiate pe Mercur retrograd pot induce neplăceri care să se soldeze mai devreme sau mai târziu cu separări. De asemenea, este posibil ca unii dintre noi să trebuiască să regleze anumite aspecte pe care le-au lăsat neterminate în iarnă, când Mercur a fost retrograd, perioada februarie-martie, lucruri începute atunci, repet, nefinalizate sau cărora încercăm, unii dintre noi încearcă să-i dea o altă
turnură, o altă interpretare, dacă vreți, sau o altă direcție. Oricum, cu Mercur retrograd, îndemnul este de prudență și de asemenea aș vrea să nu uitați că totul se petrece pe fondul ciclului retrogradării venusiene, care se va încheia abia pe data de 27 septembrie. Deci iată, avem o încărcătură astrală foarte puternică, să știți că Mercur răspunde și de vreme, printre altele. Iată ploile care vin și vin așa angro, mătură România și nu numai România, ci și Europa. La nivel mundan, dacă vreți, un Mercur retrograd cu Venus, cu un ciclu venusian al retrogradării și cu eclipsă de soare, poate accentua năvala imigranților, dar una este să fie cel care într-adevăr are probleme, flămând, care nu mai are unde să se ducă, căruia să-i întinzi mâna cu plăcere, și alta e să-i vezi agresivi și violenți și să arunce mâncarea care li se întinde. Mie ăștia nu mi se par imigranți, fără supărare. Dar lăsând deoparte lucrurile astea sunt prea mari pentru noi, jocurile sunt acolo unde sunt, din păcate am fost atrași și noi, asta e, suportăm consecințele. Acestea fiind spuse, vreau să trecem repede la previziuni, am să recu pe colegii mei să ne dea genericul pentru ele. Bineînțeles, dragii mei, vom începe tot cu semnul Fecioare, pentru că Soarele este în Fecioară, chiar dacă mai au unele controverse cu colegii de serviciu, pentru nativii Fecioare lucrurile se leagă cum nu se poate mai bine, sau am putea spune din ce în ce mai bine. În primul rând, pe comunicare, Pluton tranzit prin casa familiei îi face să prețuiască și să conștientizeze valorile noțiunii de cămin și de familie. Și dacă n-au făcut-o până acum, o vor face cu siguranță de acum încolo, mai ales că Marte dinamizează parcă întreaga atmosferă. Săptămâna este încărcată de tensiuni, mai mult sau mai puțin generate de ei, cât generate de astral. Tensiunea dintre Venus din Leu și Chiron, conjuncție separantă cu nodul sud din Pești, sensibilizează și vulnerabilizează axa creativității vis-a-vis de viața domestică și din prea multă dragoste pentru familie. Unele fecioare vor reuși să facă greșeli și să știți că și din dragoste se poate greși extraordinar de mult. Apoi Pluto din casa familiei mai poate sugera ideea că nativul conservă posibilitățile de expresie, capacitățile creatoare, fără a le face să treacă într-un plan concret și astfel potențialul poziției să nu fie pe deplin exprimat. Pluto subliniază că acestea se pot concretiza la nivelul familiei, repet, și că Marte din Leu îi va stimula măcar mental în vederea canalizării capacităților creatoare către casă, către cămin și către familie. Ce să vă mai spun? Fecioarele aleargă, fac, dirigui, explică, sunt în vervă, dar până mai acum câteva săptămâni, pentru ei lucrurile nu păreau destul de clare, iată că acum se poate vorbi despre o dimensiune a realității încărcate de conotații specifice, profesional, relațional și financiar mai ales. Cuplurile tinere iau o serie de decizii care țin de gospodărie, de cămin, se apucă de renovări, vor să schimbe mobila și cam tot ce se poate schimba și o vor face de comun acord cu partenerii, vor cere lucruri pe care ei nu le prea fac. Zile excelente, 14, 15 și 16 septembrie. Planul profesional este foarte bine susținut, aș spune că se încheie un ciclu de specializare pentru unii, că începe o altă etapă profesională pentru alții sau pur și simplu din dorința de a se eleva social vor fi de acord să-și completeze studiile, fie prin urmarea unui masterat, fie prin abordarea unui nou profil de învățământ, fie prin studii aprofundate. Cei care sunt studenți împletesc plăcutul cu utilul și se pregătesc pentru începerea unui nou an universitar. Abia așteaptă, sunt ingenioși, au soluții și doresc să facă foarte multe în anul care va urma. Șanse mari să se apuce și de învățarea unei limbi străine necesară pentru relațiile cu străinătatea.
Rămâne o serie de tensiuni de rezolvat în ce privește axa financiară, care cred că în zilele de 18 și 19 septembrie se vor rezolva. Le sugerez ceva mai multă atenție imunității, se pot confrunta acum cu declanșarea unor simptome care țin de mecanismul autoimun, iar pe de altă parte de cronicizarea unor boli. Balanță. Dacă și acești nativi și-ar rezolva problemele de comunicare, aș putea spune că încep să se elibereze de stresul jocului astral care ne-a marcat pe fiecare într-un fel sau altul. Cum spun de mai multe săptămâni, nativii Balanță au traversat o perioadă controversată pentru că nici ei nu se prea înțeleg pe ei, nu-și recunosc reacțiile și este normal atât timp cât Marte în Leu, acum iar Jupiter în Fecioară, fac un trigon cu Pluto care îi obligă la o continuă reconstrucție interioară. Îl simt pe Jupiter în Fecioară ca și cum i-ar fi lăsat din brațe. Dar dacă acești nativi ar fi puțin atenți la ei, la atitudinile lor, la faptul că de multe ori vor să-și impună punctul de vedere fără să se gândească că poate ar fi, este unul greșit, hai să nu zicem greșit, diferit de al celorlalți, atunci lucrurile s-ar putea schimba rapid. Nu sunt a toate știutori, după cum nu sunt a toate temători sau a toate consumatori, nu? Voința lor denotă nesiguranță de altfel. Dacă au pățit ceva undeva în trecutul lor îndepărtat, durerea a fost atât de mare încât s-a creat un tipar că, după care întotdeauna vor acționa așa. El trebuie conștientizat, trebuie pus acolo undeva sub o cheie, încuiat într-o cămăruță, aruncată cheia, pentru că dacă vor să depășească acest moment. Pe 13 și pe 14 septembrie, neînțelegeri pe fond de necomunicare. Ajung la ei informații disparate, iar explicațiile pe care le dau nu îi ajută deloc, dimpotrivă. De asemenea, se simt pe pielea lor răutatea unora care vor să le strice imaginea sau vor să îi contrazică în tot ceea ce fac. Totuși, vor traversa o săptămână destul de calmă în comparație cu ce au trăit din vară, primăvară, vară, până mai acum 2-3 săptămâni și cu foarte multe contacte. Este bine că lucrurile să se liniștească și la locul de muncă, dar și acasă. Dacă depărtarea de familie a fost aparentă, nu același lucru se poate spune despre opțiunile lor. Multe Balanțe au înțeles că serviciul este opțiunea cea mai bună și s-au orientat spre problemele de dincolo, uitând că de fapt duceau acasă tot ce se petrecea la locul de muncă. De aceea, comunicarea cu cei dragi a fost fragmentară, de aceea nu înțelegeau de unde răceala cu care erau întâmpinați. Iată însă că acum lucrurile se limpezesc, au timp să discute despre problemele personale. Cuplurile tinere îngroapă securea războiului și încearcă să înțeleagă, să se înțeleagă de fapt unul pe celălalt, cele mature, duc la sfârșit ceea ce și-au propus, să plece câteva zile departe de lumea dezlănțuită pentru a petrece un timp alături de împreună. Cele care nu au dorit să mai continue calm, fără patim, vor semna la notar actele de divorț. Financiar nu ar trebui să fie rău. Saturn potențează din euforia și energia marțiană și banii sunt chibzuiți, drămuiți cu chibzuință. Și oricum, Balanțele nu sunt cheltuitoare din fire, deși iubesc lucrurile frumoase. Pe de altă parte, le sugerez să fie atente ca nu cumva să li se blocheze conturile pentru o datorie pe care au uitat să o plătească pe 17 septembrie. Nu este vorba despre o datorie la o terță persoană, ci despre datorii la stat. Ca sănătate, durerile articulare și mai ales de spate îi vor chinui ceva vreme. Scorpion. Două careuri în T succesive, nu cred să fie ușor, chiar atât de ușor de dus. Primul, între tripla conjuncție Jupiter-Saturn-Neptun, cu Saturn în casa personalității, pe de o parte Neptun în casa comunicării, iar pe de alta Jupiter în casa studiilor, credinței, drumurilor lungi, străinătății, tribunalelor, de instanțelor judecătorești. Orice spun se valorizează instant, parcă ca și cum scorpionii vorbesc de undeva dintr-un spațiu izolat fonic și oricât încearcă să treacă bariera sonică, mesajul nu ajunge nicăieri. Apoi au acel feeling, acea intuiție care îi ajută să realizeze că se prăbușește o lume în jurul lor ca să se nască o alta, doar că ei nu vor mai face parte din acea
lume care urmează să se ridice. Este pentru prima oară, după foarte mult timp, când scorpionii trebuie să se recunoască învinși și să analizeze încotro vor porni. Al doilea careunte între Pluto din casa banilor munciți și a posesiunilor, Uranus din casa speculațiilor financiare, Mercur din casa susținătorilor și a mediului în care trăiesc nativii, pare să aducă în discuție o singură noțiune, bani. Totul este legat de bani sau se învârte în jurul banilor. Posibil ca speranțele pe care și le-au pus în niște venituri sau proprietăți care să le asigure un fel de, eu știu, baneal pentru zile negre, de bază, unde vor să se retragă de lume, se vor nărui, deoarece șturlubaticul Uranus le poate lua totul, după cum le poate da totul. Opoziția lui Jupiter la Neptun ar spune că sunt blocați tinerii, în special tinerele, care vor să acceadă în locuri pe care le visează de ceva timp, poate fi vorba despre o funcție, într-o altă instituție, un organism internațional de anvergură. Eu le sugerez să mai aștepte cel puțin până după 26 septembrie. Ziua de 14 septembrie va fi o zi nu doar tensionată, dar și aducătoare de vești proaste. Eu zic să nu-și piardă cumpătul, ci să încerce să înțeleagă unde au greșit, de s-au întors toate împotriva lor. Pe 16 septembrie, tinerii scorpioni, care sunt studenți sau elevi în ultimii ani de liceu, primesc vești de la instituțiile școlare din străinătate unde ar dori să aplice și se grăbesc să întocmească dosarele de care au nevoie. De asemenea, este posibil ca scorpionii, nu știu cât de sensibilizați, cât mai degrabă dintr-un soi de prudență intuitivă, vor dori să vorbească despre anumite lucruri. Oricum, nu lucrează la vedere, dar acum, mai mult ca niciodată, vor dori să arate lucruri care până atunci au fost ascunse celorlalți și poate de aici reticența și neîncrederea cu care sunt primite asemenea informații. 17 și 18 septembrie sunt zile în care disputele sunt foarte active, poate Venus ce să le mai ridice moralul, nu de alta, dar trăiesc acut ideea că cineva are probleme cu ei. Că tot am vorbit despre probleme, aș vrea să fiu un pic atenți la cele cardiace și la tensiune. Săgetător. Trigonul în semne de foc pe care îl vor parcurge toată săptămâna vine să le aducă energia și susținerea în tot ceea ce vor dori să întreprindă în toată această perioadă legat de familie și de propriile câștiguri. Sunt mult mai siguri pe ei, mult mai atenți la ceea ce fac, au o viteză de reacție mai mare. Destul de multă agitație pe axa 2-8, care îl implică pe Jupiter și pe Saturn, nu cred însă să fie vorba despre o problemă financiară propriu-zisă, ci despre cheltuieli privind plecarea într-o altă dimensiune a unui bunic sau a tatălui. Apoi, mai contribuie la această stare de agitație interioară și zmeul care îl implică pe Mercur, tripla conjuncție Marte-Venus, pentru câteva ore luna, Uranus, mai ales că vorbim despre emoții care vizează cariera, viitorul, familia și soarele natal. În ce privește banii, le sugerez să nu mai trăiască cu teama că nu se vor descurca, dar nici să-și facă iluzii că îi vor spori peste noapte, peste măsură. Trebuie să existe un echilibru în tot și toate. Foarte frumos este sextilul dintre Chiron din Pești și Pluto din Capricorn, sextil care dă un parcurs social unor inițiative economice pe care săgetătorii o pregătesc de foarte mult timp. Ei bine, acum a sosit momentul să o fructifice. În schimb, nu cred că ar trebui să se bazeze pe veniturile partenerului de viață și nici să se apuce să pună în practică ideile pe care le au, pentru că deocamdată nu este momentul. Conjuncția lunii negre cu cârma destinului este clar că ceea ce vor face o legătură într-un fel sau altul cu destinul, cu drumul lor prin viață. Dar atenție, nu cumva să fie doar o iluzie, doar un vis. Cum familia este susținătoare a tot ceea ce doresc acești nativi să întreprindă în următoarele zile, pe 13 și pe 14 septembrie, le poate aduce lucruri pe care și-l doresc cel mai mult.
o înviorare a carierei lor. Pe 15 septembrie, succesul le poate fura fața, cum spun eu, și nu văd pericolul care-i paște din partea uneia dintre cei mai buni prieteni. Vorbim despre bani, despre trădare și de foarte mult cameleonism. I-aș sfătui să nu mai creadă în tot felul de propuneri pe care le primești și să fie puțin atenți la oamenii cu care lucrează. Pe 16 și 17 septembrie, zmeul este deosebit de activ. Problema este că săgetătorii trebuie să găsească și debușeul prin care să-și exprime calitățile creatoare și să-și desăvârșească ascensiunea profesională, deoarece ne aflăm în fața unui prag al destinului. Marte, în aspect separant, este încă stimulat de Uranus, deci mare grijă la ce se petrece în familie, cum sunt primite realizările săgetătorilor sau, mai precis, cum sunt acceptate. Ca sănătate revin problemele cronice care țin de zona pelviană, de colon, uretrite, cistite sau probleme de natură ginecologică. Capricorn. Chiar dacă pentru ei lucrurile nu mai sunt atât de neplăcute, totuși afectiv sunt la pământ, au senzația că nu sunt agreați, că nici măcar cei din familie nu le sunt alături, iar acum sunt nedrepți pentru că nimeni nu a suportat cu atâta stoicism și răbdare tăcerile, senzația de trecut printre lucruri fără o țintă anume, tabieturile lor. Într-adevăr, Uranus tranzit prin casa comunicării și în funcție de tema astrală a fiecărui capricorn, poate aduce o schimbare neașteptată, dar în bine. Un divorț sau pur și simplu o ruptură cu unul dintre membrii familiei și a spune că este vorba cu unul dintre părinți pe motive că nu sunt înțeleși. Continuă să rămână activă casa dușmanilor, unde conjuncția soare natal Pluto scoate la iveală oamenii care îi discreditează, oamenii care i-au mințit, agresivitatea și impetuozitatea unora care nu îi cunosc, dar, așa, din auzite, au aflat și ei câte ceva și încearcă să le păteze numele. Lucru care pentru Capricorn înseamnă foarte mult. Nodul Nord în casa business-ului scoate în evidență odată în plus frământările interioare, întrebări care de mult trebuiau puse, scenarii vizând munca, felul cum decurge activitatea și relația cu cei din subordine. Lucrurile ar putea să meargă și mai bine profesional dacă nu ar avea colegi prea tineri pentru gustul lor, ori un șef tânăr care vine și le cam dă rutina peste cap. Pentru cei care doresc schimbarea locului de muncă, nu este un moment propice să ia vreo decizie în acest sens. Este posibil să fie puși în situația însă de a lua o decizie, o decizie care să le marcheze evoluția profesională mult timp de acum înainte și cum nimic nu se face fără o analiză atentă, nici capricornii nu scapă de această etapă. Luni, 14 septembrie, doamnele vor avea ocazia să-și ia o revanșă neașteptată. În același timp, Jupiter, aflat pe axă financiară, posibil să sugereze unele cheltuieli legate de propria imagine, de afirmarea profesională și socială, de proiecte care implică în calitate de lideri. 15 și 16 septembrie, două zile în care lucrurile parcă plutesc într-o nebuloasă ciudată, pentru că mulți dintre ei nici nu realizează ce li se întâmplă. Sunt convinși că sunt pe cai mari și de fapt înnoată în ape tulburi. Și cred că le-am mai spus lor treaba asta mai acum câteva săptămâni. Pe 17 și 18 septembrie se adaugă și tensiunile generate de conjuncția dintre cârma destinului, luna neagră în tranzit și nodul sud conjunct cu Chiron din Pești. Face ca de multe ori lucrurile să se precipite și să-i lase pe capricorni fără suflu. Le sugerez odihnă și detensionare interioară, altfel problemele viscerale se vor acutiza. Pauză și revenim! Iată, am revenit, dragii mei, ne continuăm periplul alături de Vărsător. Nu aș putea spune că le merge rău acestor nativi. Eventual le-aș spune să nu mai fie atât de creduli. Nu este vorba despre credulitatea naivilor, ci despre speranțele pe care și le-au legat de anumite planuri ale existenței lor și care, dacă nu sunt atenți, nu se potrivesc de nicio culoare cu realitatea. Ei sunt acum la lecția de aprofundare a conștiinței de sine. Au o imensă cantitate de energie înmagazinată în careul în T, care are ca focar pe Pluto în sextil cu Chiron, și acestea le exaltă imaginația și trăirile și le dau impresia că sunt cu capul în nor, dar de fapt, spiritul vizionar al vărsătorilor anticipează viitorul
mai mult sau mai puțin apropiat. Trigonul minor dintre Saturn, transit pe casa susținătorilor și protectorilor, Pluton, casa subconștientului personal și conjuncția nodul nord, lună neagră din casa afacerilor din 17 septembrie, sugerează mesaje din lumea subtilului, relații vis-a-vis de propria personalitate, dar și față de raportarea lor la lume, la mediul înconjurător, le poate aduce un contract neașteptat ca o confirmare, dacă vreți, a spiritului lor vizionar și care îi poate orienta spre o ascensiune spirituală fără precedent, fapt care cam i-ar putea speria. Sfatul meu este să nu se sperie de aceste deschideri. Era momentul ca ele să apară, ci să încerce să trieze ceea ce simt, ce gândesc, ideile care vin, chiar să le pună pe hârtie dacă trebuie, că le va face bine, le va prinde bine într-o zi. De ce spun asta? Pentru că Uranus, prin disonanța cu Pluto, face ca aceste revelații sau descoperiri interioare să le blocheze comunicarea sau ceea ce spun nu este înțeles decât de o infimă parte dintre oameni. Dimpotrivă, ar putea stârni dușmănii, controverse, respingeri din partea oamenilor care până atunci îi admirau, vor fi acuzați de partipriuri, de coalizare cu dușmanul, arătați cu degetul și anatemizați pentru deciziile lor. Să nu se enerveze, să ia lucrurile cu calm, pentru că în câteva săptămâni acestea se vor liniști. Despre aceste schimbări vorbesc ca astrolog de mai bine de 8 ani însă. Și iată că primele semne care se vor simți acut va fi această desțelenire pe care nativii vărsători și parte din zodia pereche leu o vor resimți. 14 septembrie le aduce femeilor vărsători o sumă de bani neașteptată, numai bine să poată acoperi o parte din cheltuielile pe care le au. Posibil chiar să discute despre eventualitatea angajării și chiar pe un post foarte bun. 15 și 16 septembrie vin nu doar cu o recunoaștere a valorilor profesionale, ci și cu o redescoperire, dacă vreți, a sinelui în contextul ideii de o lume mai bună, dar și a capacității de a-și pune în valoare pregătirea profesională și umanismul care este caracteristica de bază a acestor nativi. Doamnele care sunt la drum, atenție la micile accidente la nivelul picioarelor. 18 septembrie este o zi foarte agitată, aglomerată, cu multe drumuri, de aceea le sugerez să se înarmeze cu răbdare, pentru că datorită agitației interioare pot face greșeli pe care foarte greu să le mai poată repara apoi. Pești. Iată alți nativi exaltați de astă dată, însă la ei se pune problema din punct de vedere mistic. Au revelații care țin de divinitate cu o conștientizare teribilă a faptului că nimic nu rămâne în dezechilibru în univers. Lăsând deoparte ideea că somnul rațiunii zămislește monștri, reveriile lor au accente universale, simt o comuniune foarte strânsă cu Dumnezeu și de aici sentimentul că ceea ce li se întâmplă unora este nu atât o pedeapsă divină, cât un factor de echilibru de tipul după faptă și răsplată. În schimb, au o mare deschidere pe relația cu mediul social în care trăiesc și în cercurile de prieteni care îi susțin în ceea ce vor să facă. Au o configurație astrală foarte interesantă, o casă, dar o casă al cărei acoperiș pare luat de furtună. Peștii pot avea mare capacitate de sinteză, fapt care îi poate sugera și aspectul ce pare să acționeze mai ales la nivel intelectual și drept urmare generează o mare tensiune interioară care îi împinge pe nativ spre o credință profundă, un misticism care se înscrie dacă nu, îi înscrie dacă nu sunt atenți cu foarte mare ușurință pe linia bigotismului poate și pentru că problemele lor de-a lungul vieții au fost purjate prin credință și mă refer la acei pești care provin din familii credincioase în care credința și rugăciunea a făcut parte din, eu știu, din ritualul cotidian al familiei respective. Pe de altă parte, însă, aspectul aduce și o latură originală și inventivă de sorginte uraniană care vizează însăși credința, relația cu colegii de serviciu și cu șefii, dar mai ales componenta sănătate.
Peștii tineri sunt cei care pot avea probleme de subordonare sau de acceptarea rutinei lângă oameni alături de care nu se simt bine, dar toate se subscriu lecției de viață menite să-i obișnuiască cu rutina cotidiană, dar mai ales să lucreze în colectivitate. Poate fi o problemă pentru acești pești care provin din familii monoparentale pentru că mama și-a asumat atât de bine rolul de tată încât nu mai văd că fiul sau fiica lor a crescut sau acele mame care au fost nevoite să preia funcția tatălui pentru că acesta era prea detașat și indiferent la problemele de familiei sau considera că mama în calitatea pe care o are trebuie să vadă și de educație și de casă. Ei bine, toate aceste revelații sunt conștientizate săptămâna aceasta de către nativii pești care vor fi puși în situația să decidă ce să facă cu viața lor. Luni și marți, pe 14 și 15 septembrie, vor prima activitățile profesionale, grija pentru carieră, vor înțelege că în afară de Dumnezeu și pe pământ pot avea protectori, oameni care să-i prețuiască așa cum sunt. Pe 16 septembrie aș vrea să aibă un pic grijă cu cine intră în conflict pentru că respectivele persoane sunt nu doar dușmănoase, dar au și o mare putere de influență la locul de muncă și ar putea călca în străchini. Pe 17 și 18 septembrie, artiștii pești, actori, creatori, scriitori vor repurta victorii acolo unde se așteaptă mai puțin, adică peste hotare. Atenție la răceli! Berbec. Ei bine, vor trebui să iau o hotărâre în ce privește evoluția lor profesională și, contrar obiceiului lor de a se grăbi să dea un răspuns, săptămâna aceasta se vor gândi foarte serios la ceea ce au de făcut. Nodul Nord sau cârma destinului în balanță impune diplomație și echilibru, chiar dacă este cam ciudată combinația asta. Pluto pentru Berbec. Pluto din Capricorn în casa carierei, de ei depinde direcția pe care o vor lua profesional și Uranus în Berbec, în casa personalității, trece peste soarele natal al acestor nativi în conjuncție cu nodul nord și arată că o precurgere la ajustări prin alegerile pe care le vor face sunt imperios necesare, pentru că ei trebuie să taie o serie de legături toxice cu trecutul, acele stringuri care ne leagă de linia de sânge, dând o nouă turnură nu doar profesii, ci și muncii în general. Și mă refer la acei berbeci care decid să-și ia destinul în propriile mâini, își fac bagajul și se mută în gazdă ca să scape fie de o mamă dominatoare, fie de o soție care nu mai tace din gură, cicălitoare, ca să zic așa, fie nu se mai suportă pe sine și vor să o ia de la început. Marte încă le creează probleme de înțelegere cu cei mai tineri sau îi poate pune în fața unei decizii majore vizând sănătatea unui copil ori a unui părinte și nu se vor da înapoi de la nimic. Mai poate fi vorba despre moartea unui bunic de care ei au fost foarte legați și care chiar și după moarte le arată cât de mult i-a iubit prin moștenirea care le va lăsa. Atenție însă, moștenirea nu este atât materială cât este una de suflet, ceva la care se vor gândi întotdeauna cu nostalgie. Sextilul dintre Chiron și Pluto le aduce în față alegerea și în același timp o mare capacitate de a concretiza ceea ce aleg, opțiunea profesională de care aminteam mai sus. În conjuncția dintre Venus și Neptun, în prima în casa familiei în Leun, iar Neptun în casa protectorilor și a prietenilor, sugerează că nu este momentul să se bazeze pe alții pentru ceea ce doresc să facă, decizia le aparține lor și nu celorlalți, este de fapt confirmarea celor spuse mai sus. Pe 14 septembrie ar putea primi invitația de a merge la un cabinet notarial unde au de ridicat niște acte, vor merge dar cu strângere de inimă să când se vor întoarce vor radia. Vor trăi sentimente aproape palpabile, ca să spun așa că l-au prins pe Dumnezeu de un picior. Pe 15 septembrie le sugerez să nu plece urechea la tot ceea ce aud sau să nu creadă tot ceea ce li se spune, pentru că naivitatea și credulitatea lor va fi taxată în sensul că vor scăpa printre degete o oportunitate pe care o așteptau de foarte multă vreme.
16 și 17 septembrie, noutățile vin dinspre serviciu, dinspre locul de muncă. Soarele a trecut și el în casa a șasea și este posibil să vină cu o ofertă de muncă nouă, dar într-o altă localitate, fie în străinătate. Nu este rău, așa că le sugerez să accepte. Pe 18 septembrie vine și confirmarea sau infirmarea că alegerea pe care au făcut-o depinde de fiecare teamă astrală, oricum nu este de rău. Ca sănătate, atenție la sinuzite în mod special și la dantura. Taur. Posibilă irascibilitate datorită opoziției lui Mercur din balanță aflată în casa iubirii. Taurilor nu le convin anumite discuții fără perdea, se știe că ei sunt pudici, fără pereche, ba mai mult îi deranjează anumite remarci ale unor colegi slobozi la gură. Apoi este foarte preocupat de ce se petrece în casa parteneriatelor, dar și discuțiile, negocierile care le poartă, contractele pe care le vizează. Apoi mai este și Jupiter, căzut parcă în disgrație, prins între două puncte importante, Soare și Marte, ultimul disonant și cu soarele lor natal. Și a spune că sunt roadele incomunicării lor proverbiale, care de această dată îi aduce pe nativii tauri în postura de a-și revendica dreptul la cuvânt, de a da replici usturătoare, de a face comentarii chiar și licențioase la adresa celor care îi incomodează. Atenție la Lilith, senzația mea este că taurii se luptă să scape de frici legate de modul cum sunt percepuți de cei din jur. Problema este că dacă nu vor ieși la atac, nu vor ști niciodată dacă au greșit sau a fost bine ceea ce au gândit. Trebuie să înțeleagă faptul că pe Lilith trebuie să o stăpânești conștient dacă vrei să dispară fricile interioare, fricile abisale care uneori îi răscolesc visceral. Pe urmă mai este în conjuncția dintre nodul nord în casa iubirii, în balanță și Uranus, tranzit prin berbec, ca și cum au dereglat niște conturi de destin cu cei pe care îi iubesc, cei care îi susțin sau cel puțin așa le spun, ceva la care ei trebuie să renunțe. În sfârșit, au de lămurit acum cum vor proceda cu banii care li se cuvin de drept, dar care nu au intrat încă în buzunarele lor, cum să procedeze cu așa zis și prieteni cărora le-au împrumutat bani, iar acum nu știu cum să-i mai scoată de la ei. Poate fi vorba și despre o schimbare de strategie în administrarea veniturilor provenite dintr-o moștenire. Partea bună a lucrurilor este trigonul în semne de pământ, care ar trebui să le dea certitudinea stabilității materiale. Luni 14 septembrie, trigonul minor avându-l ca focar pe Chiron spune ceva despre o soluție menită să vindece o rană interioară veche și să-i facă să aibă curajul să se angajeze în proiecte menite să aducă iluminarea și liniștea interioară. 15 septembrie poate veni cu un avort spontan pentru femeile însărcinate sau cu tulburări renale de natură hormonală și care să ceară imperios mersul la medic. Zmeul, care se formează pe 16 septembrie, aduce confirmarea că au depășit momentele grele și că se pot orienta cu speranțe spre viitor, că există o mare cantitate de energie înmagazinată în sufletul lor, nu trebuie decât să o direcționeze spre scopul dorit. Sunt vizate domenii care țin de credință, de sănătate, de școală. Ca sănătate, să fii atenți la ceea ce mănâncă. Gemeni. Casa și trigonul în semnă de foc care se configurează pe cerul astral al gemenilor în această săptămână este ca și cum ar dori să reverse un ocean de binefaceri, să germineze în câmpurile care țin de comunicare, creativitate, muncă, asupra relațiilor de serviciu, sămânța cunoașterii, a devoalării secretelor care stau în spatele reușitelor personale și care țin de originalitate și de capacitatea de a imagina scenarii posibile la nivelul domeniilor amintite. Pot vorbi pe marginea aproape oricărui subiect. Scriitura lor este una de forță, proteică, munca stă sub semnul epuizării și singularizează în peisajul creativității. De aceea cred că singurul segment în care nu cred că se pot produce mari schimbări rămâne cel al profesiei. Afectiv, stabilitatea pentru anumite cupluri, cele mature în mod special, oameni care în două decenii de viață au învățat câte ceva unul despre celălalt și știu cum să dezamorseze conflictele.
Pentru cuplurile tinere este o învălmășală de sentimente, de așteptări și de dezamăgiri. Unii nu se adaptează, se simt prizonieri în relație, cred că la nivel de subconștient un program autoindus le creează aceste dezagregări sufletești. Nu spun că sunt singuri pe lume sau siguri pe sentimentele lor, dar parcă se confruntă cu ideea că s-au grăbit. Bine, și Jupiter din Fecioară le poate induce aceste trăiri mentale. Este ca și cum s-ar afla la o răscruce de drumuri și trebuie să hotărască pe care drum o vor lua. Nimeni însă nu le poate spune dacă este bine sau rău, nimeni nu le dă sfaturi pe care drum să o apuce, totul este la latitudinea lor, totul ține de propria conștiință. Pentru unii, luna în descreștere poate crea tulburări care țin de modul cum știu să-și administreze propria energie, cum știu să-și dozeze eforturile ca să se folosească la maximum de ea. Într-o altă ordine de idei, sugerez să se bucure de zilele acestea, pentru că undeva pe către sfârșitul săptămânii, pe 17 sau 18 septembrie, vor resimți influxurile disarmoniei dintre Uranus, Pluto și Mercur, vor simți extrem de neplăcut intrarea în retrogradare a lui Mercur, de această dată în combinație cu un careu în T, care îl are ca focar pe soarele natal și cred că atunci vor fi probleme. De asemenea, atenție la ce spune luna neagră, care atinge sectorul familiei, pentru că una vor plănui, alta se va întâmpla și sau alta vor face. Ca să nu spun că vor fi prinși, atenție cu minciuna dacă încearcă să șterpelească din banii de coșniță fără să spună partenerilor de viață. Versatil cum sunt, însă vor ști să iasă din încurcătură. Însă cumva derutați că tocmai lor li s-a putut întâmpla așa ceva. Eu le spun că se întâmplă și la case mai mari. În perioada 14-18 septembrie, unii discută contracte, alții le semnează, majoritatea însă dorindu-și ceva mai mult decât au. Este bine să se lupte pentru asta, singura condiție este să nu transforme aceste discuții într-un război personal. Pe 18 septembrie este posibil ca femeile să primească o ofertă pentru un nou loc de muncă sau să discute despre o angajare ori să ia parte la un interviu din care vor ieși triumfătoare. Ca sănătate și lor le spun atenție la răceli. Rac. Deocamdată acești nativi sunt cei mai destresați. Pentru ei problemele s-au dus, poate duminică se mai deranjeze puțin opoziția dintre Chiron și soarele natal. Cred că este vorba despre discuții care vizează actele de casă sau locuință. Nodul nord este în casa comunicării, nici că se putea o poziție mai bună pentru reactivarea emotivă a racilor. Simt că trebuie să înceapă altceva, dar pentru a începe ceva nou, trebuie mai întâi să încheie cu problemele vechi. Este foarte greu să-i faci pe acești nativi să se despartă de ceea ce pentru ei reprezintă un anumit capitol din viață, deoarece trecutul semnifică rădăcinile sale sau, cu alte cuvinte, ce copac își taie singur rădăcina. De aceea, săptămâna aceasta, pentru ei, cred eu, este o săptămână a deciziilor. De aceea, săptămâna aceasta, vor să reorganizeze ceva în viața lor. Alții vor o schimbare radicală a drumului în viață, alți raci vor reorientare profesională și totul sub semnul unui Uranus în tranzit, care parcă în această săptămână dorește să le satisfacă toate cerințele și dorințele. Pluto încă în casa comunicării, pare să fi dizolvat relațiile care nu le mai erau de niciun folos, i-au făcut să-și schimbe atitudinea vis-a-vis de muncă și de relațiile cu colegii de serviciu, dar și față de propria lor sănătate. Au înțeles că problemele de serviciu duse acasă nu fac decât să inducă sau să agraveze o serie de simptome și boli care îi făceau să se gândească îngroziți la ce va urma, îi făceau să-și imagineze dintre cele mai rele lucruri. În cuplurile tinere este armonie, mai ales dacă la cârma familiei este bărbatul, dar factorul de decizie este o femeie. Cu intuiție și răbdare, acestea din urmă, emoțiile exultă și racii nu că revin la gânduri mai bune, ci simt că familia îi acceptă așa cum sunt și aceasta le dă siguranță interioară de care au nevoie.
Vor visa mult, vor avea presentimente, vor trăi intens amintiri care au revenit peste noapte, vor spera și vor experimenta emoții pe care doar ei știu să le trăiască la intensitatea lor reală. Profesional nu aș spune că au probleme, poate doar cei care lucrează în domeniul juridic, a asistenței sociale sau a terapiilor alternative să se confrunte pe 16 și 17 septembrie cu stări interioare care să le amplifice teama de necunoscut, dar care reprezintă, de fapt, poarta spre noi teritorii emoționale și afective. Ele pot ține de certitudini, de convingerea că au luat o decizie corectă sau au dat o sentință corectă. Sunt stări pe care acești nativi le trăiesc alternativi sau perpetu, pentru că aceasta este însăși natura semnului lor. Ca sănătate, îi sfătuiesc să consume lichide pentru a evita retenția de apă în organism, mai ales la nivelul picioarelor, deoarece vor trebui să meargă cam mult săptămâna asta. Pauză și vom reveni! Am revenit, dragii mei, cu ultima parte a emisiunii, mai avem semnul leului. Din start le spun să fie atenți la comunicare, Mercur în balanță, în casa banilor munciți, îi împinge să facă promisiuni deșarte pe care apoi să le regrete, dar sunt lucruri care mocnesc de prea mult timp în sufletele lor ca să tacă. Urgia care le-a mistuit sufletele, credința și speranțele în ultimele săptămâni s-a mai potolit. Din păcate, vor avea de înfruntat întrebările familiei și chiar ale partenerilor de viață și ale partenerilor de afaceri și implicit ale prietenilor apropiați. Pentru nativii leu, care nu au avut probleme cu legea, ci au parcurs o perioadă tensionată, acum au o foarte bună susținere, zic eu, pe parte profesională, cu condiția să fie atenți la amănunte, se discută contracte, se discută proiecte, au prezență de spirit și idei, singurul lucru la care ar trebui să fie atenți, cum spuneam, sunt amănuntele. Dacă le scapă ceva aparent inițial, să știe că de acolo li se trage și mă refer în mod special la tinerii care trebuie să se concentreze mai mult atunci când au de făcut o treabă care implică mai multe segmente să dovedească că au atenție distributivă. Vor fi supuși unor teste pe care nu au voie să le trateze cu superficialitate. Maturii nu ar trebui să-și facă probleme pentru locul de muncă, cât ar trebui să se concentreze pe găsirea de soluții ca să nu dea oamenii afară dacă au poziții de conducere, mai ales pe 15 și 17 septembrie. Chiar dacă li se pare că își văd amenințate poziția socială și cariera, să nu se ambaleze, deoarece este doar o impresie. De asemenea, trăiesc acut senzația că cineva are ceva cu ei, lucru total eronat, dar din când în când mai suferă și ei de mania persecuției, așa că trebuie să îi luăm cum sunt, nu cum ar dori să fie. Poate toate aceste stări să se datoreze schimbărilor pe care Jupiter din Fecioară le aduce în viața lor, cum este pierderea puterii sau poziției sociale, că nu mai sunt în centrul universului și de aici tendința de subevaluare. Stați liniștiți, le va trece și abia după ce se vor liniști, veți putea să stați de vorbă cu ei. Acum sunt fie dezamăgiți, fie prea scârbiți de ceea ce li se întâmplă și probabilitatea de a ieșua în tot ceea ce vor să întreprindă ei singuri sau dumneavoastră alături de ei va fi la fel de mare. Multe se vor schimba în viața acestor nativi, pentru unii tot ceea ce înseamnă poziție socială, pentru alții familia și tot ce implică ea, alții vor cunoaște dimensiunea autoreevaluării, iar concluzia la care vor ajunge îi va surprinde chiar și pe ei. Vezi, de exemplu, ziua de luni 14 septembrie sau vineri 18 septembrie. Ca sănătate, rămâne foarte sensibilă axa cardiacă, schimbările frecvente și bruște de vreme lovesc mai ales acolo unde sunt tulburări de natură sanguină și cardiacă, deci odihnă și relaxare. Acestea sunt previziunile pentru săptămâna care urmează. Sper să luați partea bună a lucrurilor, nu uitați că sunt generalități și haideți să trecem la agenda ezoterică, pentru că am încercat să mă țin de cuvânt cu ceea ce v-am promis acum 2 săptămâni. Începusem să vorbim și v-am vorbit câteva săptămâni despre Chiron
și despre relațiile pe care acest asteroid, planetoid, cum vreți să-i spuneți, le face cu planetele noastre, cu punctele importante, de fapt, ale unei teme astrale. Am ajuns la relația lui Chiron cu nodurile lunare, care și caracteristica acestei relații. Trebuie să știți că scopul principal al acestui aspect este acela de a muta centrul de greutate de pe prea plinul personalității vizibile pe integrarea acestuia cu sinele, calități care îl fac diferit de ceilalți, conștientizarea defectelor ca și condiție pentru evoluție. Descrierea relației cu nodul nord presupune o relație care evită clișeele, dacă vreți, este asemenea unei uși de sticlă. Nativul vede, atât cât îi permite câmpul vizual sufletesc, ce se petrece dincolo de ea, doar că ușa asta nu are clanțe, nu are broască și nu are cum să intre. Și atunci, întrebarea care se pune este cum să procedeze. Nativul înregistrează în memoria sufletului o grămadă de evenimente, dar nu se identifică cu niciunul din ele și poate de aceea știe să se bucure în fiecare clipă de călătoria vieții sale. Accesează activ metodele alternative de vindecare. În timp ce caută soluții la problemele sale, descoperă metodele de vindecare pe care le poate împărtăși cu ceilalți. Găsește soluții la care nimeni nu s-a gândit dinainte și lucrul acesta se poate petrece în cele mai ciudate ipostaze. De exemplu, poate avea revelația vindecării aflându-se sub duș. Câtă lume nu cântă sub duș? Câtă lume nu-și descoperă vocația cântului? Lălăind sub apă, sub stropii de apă. Felul în care curge apa, țevile prin care este adusă, hidroforul, toate îi relevă un model de vindecare, cu alte cuvinte, descoperă soluții unice pentru afecțiuni comune, iar aceste calități, acela de a vedea dincolo unde alții nu văd nimic, îi face diferit de ceilalți. Ca să promoveze creșterea interioară, nativii trebuie să aibă mereu mintea deschisă la noi provocări, să stea pe lângă diversi terapeuți specializați în diverse domenii pentru a debloca potențialul în sine, să învețe să devină mentor, un profesor și să nu-i fie teamă să accepte provocarea sau, cum mai spun eu, să se arunce cu capul înainte, fără să se gândească la urmări, ceea ce presupune că își depășește limitele. Acceptându-și defectele, dorința de a le depăși permite această creștere spirituală și le dezvăluie noi talente și abilități. Căutând compania oamenilor cu pasiune obișnuită, dar și experiențele lor de viață, îl împinge pe nativul cu asemenea corelație Chiron Nod Nord în tema natală, dincolo de zona de confort. Depășirea trecutului nu este altceva decât o modalitate care să-i vindece durerea. În încercarea de a-și vindeca rănile, își va găsi și calea în viață. Cheia pentru a găsi această cale este de a accepta totul de la sine, să-i accepte și pe ceilalți cum sunt și să-i ajute să-și găsească calea. Să ia startul în viață de acolo de unde s-a oprit, va realiza că de fapt noua cale este calea pe care o are de urmat, că tămăduirea este drumul vieții și folosindu-și cunoștințele și experiența pentru a-i ajuta pe alții, se va descoperi pe sine, va ajunge la esența propriei ființe. Casa în care se află Chiron este scena pe care spectacolul vieții se desfășoară în toată splendoarea sa, chiar și simpla lor prezență poate vindeca. Asta e foarte interesant, pentru că am întâlnit nu odată oameni bolnavi, oameni aflați în fază terminală, care rezistau, se agățau de viață în ideea de a mai vedea măcar o dată pe cineva la care ținea foarte mult. Un copil plecat la studii, un părinte plecat în străinătate la muncă, mama care venea de undeva de la un drum sau soțul, partenerul de viață care venea de undeva de departe. În momentul în care aceștia apăreau lângă ei, nativul se desprindea, trecea în cealaltă dimensiune cu zâmbetul pe buze, ca și când ceva le-ar fi luminat viața. Nativii trebuie să devină una cu vindecarea, să se identifice cu aceasta, așa că el va excela în profesii ca medic, șaman, magician, vindecător, vraci, doctor, terapeut, psiholog, va excela în arta terapiei. Ce te vindecă? Cum să-i vindec pe alții? Cum știi când ești vindecat? Cum știi când ai reușit?
cine ești și când ești întreg, cine ești și când te vezi doar pe bucățele, cum se împacă aspectele disparate ale personalității sale cu corpul, cu emoțiile, viața de zi cu zi, cu cariera, relațiile, sexualitatea, prietenii, averea, moștenirea de familie și ideea că totuși trăiesc pe această planetă sau cum se împacă cu senzația că de fapt vin dintr-o altă parte. Iată doar câteva din întrebări la care nativul va căuta toată viața lui răspunsuri. Ca și o caracteristică a aspectului este că nativii cu relația Chiron, nodul nord, în tema natală, trebuie să învețe să ceară ajutor, să vadă lucrurile în ansamblu, fără a căuta mereu defectele sau fără a căuta măcar hibe. Și asta îi poate ajuta, nu doar să-i ajute pe alții, dar ce mai dureros este că nu-i poate ajuta să se ajute pe sine. De altfel, asta și stă în spatele mitului chironian, faptul că el, Chiron, poate să ajute pe oricine care are probleme, mai puțin se poate ajuta pe sine. Mitul chironian, să știți că lasă descoperite foarte multe și ridică în continuare foarte multe semne de întrebare, pentru că el vine cu aspecte noi, dacă vreți, aspecte noi care țin de latura psihologică pe care o implică, pentru că vreau să vă spun, Chiron are o mare aplicabilitate în domenii cum sunt medicina și în special medicina de graniță. Medicina care îmbină atât, eu știu, latura experimentală, latura cercetării, cât și latura conștiinței. Poate că nu întâmplător, vechile scrieri maiașe spun așa, vechile profeții ale nativilor amerindieni spun că atunci când planeta vindecării va fi descoperită pe cer, învățăturile sacre ale luptătorului antic se vor întoarce pe pământ. Deci iată ce frumos este descris Chiron. Trebuie să știți că el este ghidul interior, reprezintă puterea de autovindecare, unificarea instinctului cu rațiunea și divinul, tămăduitorul, vindecă bolile trupului, dar și ale sufletului, stăpânește arta de a lupta, stăpânește arta naturopatiei, el este chiropracticianul, este șamanul, este profesorul și mentorul, este astrologul și înțeleptul. Deci iată câte conotații aduce Chiron în existența noastră și care în fiecare zi descoper noi și noi valențe ale acestui asteroid care are implicații terapeutice și nu doar terapeutice, cât de conștiință și de amplificare, dacă vreți, a eului, a lumii noastre interioare, în care ne face, ne obligă să avem curajul, dacă nu avem, ne împinge de la spate, să coborâm, să căutăm, să vedem unde, ce complexe avem, ce traume ne-au urmat și să ne ridicăm la suprafață, să le scoatem la lumină, să le conștientizăm și să le depășim. Aș vrea să întreb, ca să văd dacă merg mai departe, câte minute mai avem, pentru că nu vreau să încep ceva ce nu pot să termin. Așa, haideți că mai avem câteva 9 minute, deci putem să mai vorbim despre Chiron. Vreau să vă vorbesc despre Chiron și despre complexul abandonului, pentru că este foarte interesant cum este concretizat acest lucru. De ce? Pentru că Chiron este un singuratic care își dobândește cunoștințele, exact ce vă pomeneam mai înainte, coborând în străfundurile sufletului său, apoi le folosește pentru a vindeca boala, de multe ori provocate, atenție, de cuvânt. De câte ori părinții în copilărie, și fără să-și dea seama, fără să se gândească, cuvântul are o funcție energetică, la supărare mai spun, înjură, spun lucruri de nespus, lucruri rele, lucruri urâte, fără să-și dea seama, creează vari programe la nivel de subconștient. Asta apropo de ce mi s-a întâmplat mie astăzi și îmi spunea Ana Maria Vaeni mai înainte, că i-am spus că mă simt, nu mă simt eu în apele mele și mi-a zis că sunt obosită și că e vremea și brusc mi-am adus aminte, nu,
Mi-a spus, Sama, fiu foarte atentă cum conduc. Și am spus, stai așa un pic că știu de unde mi se trage, pentru că dimineața am derapat din senin, fără să am viteză, fără să... Și cred că m-am speriat degeaba, spun. Pe moment atunci nu te sperii, dar după aceea realizezi dimensiunea a ceea ce se putea întâmpla, având în vedere câte grozăvii vezi pe toate posturile de televiziune sau citești în toate ziarele. Și mi-am adus aminte despre Chiron, pentru că nu întâmplător a fost descoperit în zorii erei vărsătorului. Mitologia arată că relația dintre Chiron și tatăl său, Saturn, era una simbolică ca și cea cu Uranus, de altfel. Prometeu, care reprezintă arhetipul vărsătorului, schimbă condiția sa de muritor cu cea de nemuritor a lui Chiron ca să-l scape de durerea insuportabilă. Dar să nu uităm că, din punct de vedere astrologic, Uranus reprezintă maestru. Vărsătorul toarnă apă peste lume, adică aduce cunoaștere. Prometeu fură focul de la zei ca să-l dea oamenilor, adică facilitează accesul acestora la cunoaștere. Chiron renunță la nemurirea sa și acceptă să moară din cauza suferinței sale. Va fi la o intersecție de drumuri. În sincronicitatea evenimentelor și pentru el ca și pentru Prometeu, vorbim de alegere. Chiron alege să renunțe la nemurire, după cum Prometeu alege să accepte schimbul, renunțând la condiția de muritor. Zeul este înlocuit tot cu un zeu, dar un zeu care va coborî mai întâi în împărăția lui Hades, ca mântuire pentru suferința sa, și va renaște în univers ca să dea cunoaștere celor care au nevoie de ea. Altfel spus, Chiron îi oferă lui Prometeu cunoaștere, iar Prometeu oferă oamenilor energia necesară pentru a accesa această cunoaștere. Simbolic, dacă ne gândim că acest schimb a fost dintotdeauna acceptat de către Saturn, informații cristalizate, ordonate și organizate în baza unor legi specifice, care evoluează mai apoi prin Uranus și ajung cunoaștere prin dezvoltarea acestora de-a lungul generațiilor și care devin în timp un simbol al eternei reîntoarceri. Revenind acum la părinții biologici ai lui Chiron, la Saturn și la Filira, putem spune de la bun început că respingerea din partea tatălui este exact cum a făcut Uranus cu Saturn, precum și din a mamei sale, copilul abandonat datorită hidoșeniei sale, este cauza principală, de fapt, a suferinței lui Chiron. Poziția lui Chiron sugerează un posibil complex al abandonului într-o temă astrală. În funcție și de casa în care se află, și am legat-o frecvent de casa a 5-a și de casa a 8-a. Sursa suferinței chironiene trebuie căutată în ereditatea metamorfozisului mitic. Saturn sau Cronos s-au transformat în cal pentru a scăpa de Rea, soția geloasă care îl urmărea mai mereu, și să-și poată trăi patima cu nimfa Filira, frumoasa fiica lui Oceanos transformată într-o iapă. Posibil să fie vorba despre o reminiscență genetică în urma evoluției, un defect ereditar pe care unul din părinți să-l fi transmis și pe care Filira îl numește dezavantaj fizic monstruos. O altă ipoteză este că Chiron la naștere să fi fost mare și în momentul travaliului să se fi produs dislocarea șoldurilor, dar cum să explici oamenilor aceste lucruri când nu avea instrumentarul necesar, iar capacitatea lor de percepție era minimă? De aici până la metamorfoza jumătate om, jumătate animal, este mai puțin de un pas. Imaginația începuturilor, acel imago a avut întotdeauna ceva monstruos în ea. Să ne amintim doar mitul Minotaurului, bărbatul cu chip de animal de o ferocitate tipic lombroziană, rodul iubirii bolnăvicioase a reginei Pasife, soția regelui cretan Minos pentru taurul sacru al lui Apollo, de fapt urmarea unui blestem, mai ales că în zorii omenirei zoofilia părea ceva normal. Urmele acestui metamorfozis îl găsim mai târziu într-un bas din Evul Mediu, când antagonismele de tip frumoasa și bestia a încins fantezia oamenilor. Doar că genetic omul și animalul nu sunt compatibili decât dacă presupunem o intervenție de inginerie genetică. Iar dacă privim puțin mai atent informațiile pe care le avem, însăși genealogia chironiană este confuză în sine. Vorbim despre un adulter și atât,
pe când sursa cunoașterii chironiene este de altă sorginte, vine dintr-o altă parte și nu de la părinții săi fiziologici. Originea tuturor cunoștințelor sale se găsește în știința profesorilor săi, în cunoașterea solară și demiurgică a zeilor gemeni Apollo și Artemis, zei din a treia generație, superiori titanilor lui Saturn și acestuia din urmă însuși, poate de aici încrâncenarea în păstrarea ordinei prestabilite a lucrurilor, bătălia dintre vechi și nou, dintre anacronic și progres, dintre evoluție și involuție, dualitate care se regăsește în mai toate structurile preexistente prezentului și doctrinar și filozofic și metafizic. Chiron este educat de părinții adoptivi care aduc o înțelegere diferită asupra cunoașterei până aici prestabilite, alta decât ceea ce era știut și respectat și care este simbolizat generic și fatalist de Saturn. Aceste cunoștințe îi permit să depășească momentul saturnian, însingurarea și izolarea, pe care l-ar fi impus rușinea de a fi rodul unui adulter, iar caracterul inhibitor al acestora implică evoluția sa într-o lume a prejudecăților sociale și care a dus la transformarea traumei într-un act binefăcător. De aceea, simbolic, Chiron mai semnifică puterea de a ne depăși natura instinctuală și de a canaliza energiile animalice în studiu. Acest lucru ar explica simbolismul lui Chiron prin sublimarea potențialului instinctiv în capacitatea de a studia, de a conștientiza trauma saurana în raport cu câmpul de acțiune în care se află Chiron în tema natală. Știți că casele astrologice sunt câmpuri de acțiune și care poate aduce soluții pe care să le folosim pentru a repara lacunele din educație ca o consecință a educației de acasă. Protejat de Apollo și de Artemis, Chiron a învățat să acceseze cunoașterea prin înțelepciune și artele specifice vremii și a înțeles că viața este o formă între două planuri existențiale supreme, natura instinctuală a omului și natura divină. Această natură duală a omului ar putea avea corespondent în culturile tribale din Africa, de exemplu, dacă stăm să ne gândim. Apollo l-a învățat tot ceea ce implica cultura unei civilizații, muzică, poezie, matematică, logică, tot ceea ce caracterizea lumea lui. Artemis l-a învățat tot ce era legat de natură, de vânătoare, respect pentru legile naturii și cum să rămână în armonie cu acestea, cum să-i folosească virtuțile sau calitățile ascunse, adică cunoașterea celor caracteristici prin care se păstrează legătura cu teluricul, cu celestul, dar și cu cunoașterea instinctivă. Psihologic, am spune că rolul lui Chiron este de a echilibra emisfera stângă a creierului, unde își au locul mintea, motivația și logica simbolizate prin Apollo, cu cea dreaptă, intuiția, instinctul, imaginația care acționează asupra creierului arhaic, unde găsim salvate emoțiile primare și, de asemenea, instinctul de supraviețuire controlat de Pluto. Aici găsim legătura complementară dintre Chiron și Pluto, transformarea bogățiilor pământului într-un act de vindecare, reglementarea resurselor subterane și transformarea lor în esența vieții, două domenii interdependente care se regăsesc pe axa Taur-Scorpion, locul unde a fost descoperit Chiron în 1977. Ne luăm rămas bun și în această seară ar fi mult mai multe de spus, o să ne continuăm discursul despre Chiron și în săptămânile următoare, în emisiunile următoare. Sper să pot să aduc, sper să iasă și cartea până la Revelion, sper să o termin, pentru că încă mai lucrez la niște lucruri foarte interesante, pentru că Chiron, o să vedeți, într-una din emisiuni vom vorbi despre Chiron și eutanasiere, pentru că este unul din subiectele care au zguduit omenirea secolului trecut și despre multe altele, pentru că vreau să vorbim despre conexiunea pe astrologie, pentru că asta este important în ceea ce fac eu acum. Toate acestea fiind spuse, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră, nu uitați, 20:30 de minute, 6 TV. Și până atunci, ce să vă spun, pace și iubire și să ne vedem cu bine.